a primit cărți de vizită de la, dumneavoastră și să spunem câteva vorbe pentru televiziune, ca să până la urmă vor face un material și îl vom distribui. Putem să avem un... Nu? Da. Astăzi este importantă promovarea. De fapt, întotdeauna a fost, dar astăzi este mai facilă și... Da. Acum... trebuie să învăț... I-ați dat drumul? Da, noi dăm drumul întotdeauna. Dați drumul întotdeauna. Prindem și înainte. Atunci o să trebuia să încep eu. Da, vă rog. Vă rog. Da. Oricum, dacă am ajuns la partea oficială, avem scrisorile de intenție cu privire la cooperare parteneriat între orașul Slănic Moldova și municipiul Comrat. Vă rog să primiți documentele. Studiați. Acolo cred că avem partea de scrisoare, acord. Acordul o să rămână la dumneavoastră, îl prezentați la... Ședință de Consiliu. Da. Aici e mapa dumneavoastră. Și aia e mapa domnului primar la Comrat. Da? Vă rog, le studiați un pic. Poate n-am... omis nimic din scrisoarea de intenție, am trecut exact partea de parteneriat și apoi la spate avem acordul de cooperare. Acordul vom semna ulterior, după ce cele două ministere ale noastre, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltării, ne va da avizul de principiu. În baza avizelor și a scrisoarei de intenție, vom prezenta la Consiliul de Administrație a fiecărei comunități documentele. Dacă Consiliul va fi de acord cu o hotărâre de colaborare, ne vom întâlni ori la Slănic, ori la Comrat, împreună să semnăm acordul de parteneriat. Eu vă mulțumesc pentru frumoasa zi de 12 mai 2017 cu care ne-am întâlnit, ne-am cunoscut. Că suntem frați de întotdeauna și mă bucur că sunteți de acord să semnăm acest document. Vă doresc succes, multe colaborări, multe întâlniri fructuoase, atât între partea română, cât și partea moldovenească, de fapt, între noi români. Și prin această scrisoare de intenție să fie o legătură a Moldovei, a noastră tuturor. Așa încât perla Moldovei, Slănic Moldova, să dăinuie peste alte generații la care noi suntem astăzi martori. Vă mulțumesc! Bravo. Vă rog! Ce-ați luat să semnați? Vă mulțumim frumos! Să dea Domnul să avem parte de o experiență în comun, să ne dezvoltăm comunitățile noastre și să fie bine pentru ambele părți. Vă rog să semnați și să faceți schimb de portofoliu. Ambele trebuie semnate. Deci schimbați ca să semnează atunci. Domnul primar, acolo asta avem și adresa care merge la care ministerul și aia semnat. Acordurile vor rămâne la dumneavoastră. Acordul, doar adresa. Adresele, da. La cel două ministere. Acum schimbați ca să semnați reciproc. Adresele noastre pe o ștampilă și un număr de registrare. Da. Să luăm un lucru. Asta este acordul la Consiliul Local. O să rămână la dumneavoastră, să rămână, nu rămână înainte. Da. Da. O
Domnul primar, mulțumim frumos pentru felicitări să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Doamne ajută și vă mulțumim frumos! Sperăm să facem repede pașii necesari ca să, practic, să fim și juridic înfrățiți. Da, a fost o înfrățire foarte, foarte rapidă. Așa, mulțumim domnului director și Euronest. Euroregiunea Siretru. Da, da. Dar prescurtat, am învățat Euro... Nu, Euronest este o altă instituție. Da. Euroregiunea Siretru. Euronest este... Mă bucur foarte mult și... Haideți să facem niște poze. Să reușim împreună cu toți. Pentru orașele și combat și stăniturile. Foarte bine cunoaștem orașul Sărit Moldova, de mult. Și mă bucur că iar am venit la voi și am venit cu așa o casă. Mulțumim tare mult! Atunci veniți lângă noi ca să prindem fundalul. Poate acolo sub, de casa sub de o parte. Și acolo sub drapel. E mai mult decât așa și simbolic. Și aici. E bine. Și acum dați noroc că dați noroc cu colegul primar. Da, mă să vină. Uitați-vă foaia. Pe vizor. Da, nu, că văd și de pe display da, aici. Da, sigur. Da. Le dați și noroc amândoi. Da. Uitați-vă și la noi, așa. Exact ca la Uniunea Europeană, așa. Da. Felicitări, felicitări. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim.